Și că sună unul odată la Pentagon și zice: alo, Pentagonul, și să răspunde, nu, aici patrulaterul. Ia, ia, yo, yo. Salut, ce motor frumos, salut, salut. Salut, salut, băiatul. Fă dreapta, dă-i semnal, dă-i semnal repede, dă-i, hai. Te-ai speriat. I believe I can fly. Bă, nu fără mâini, că s-ar putea și fără dinți. Bă, I believe I can fly. Pune mâna, bă, ghibon. Ai grijă la câini. Ce ai grijă la Zorel. Mă auzi, mă? Perfect. Foarte rău. Acum nu mai poți să vorbești singur în cască. Că aud tot ce zici. Păi de ce să nu poți să vorbești? Vorbești, mă, ce treabă ai. Oh! Cricu! Mamă! Dual Vlogus! Hopa! Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, el este DJ pe două roți. Așa, mă. Hai, unde ți-e masa de mixaj? Păi, am uitat-o acasă, din păcate. Păi ce DJ ești tu, mă, ăla, dacă nu vii pregătit, mă? Ce DJ ești tu, mă? Opa. Ușor. Ai grijă, nu vreau să te pierd. Ții la mine, a? Corect. Vrei să te duc la Arcul de Triunf, să triumfăm împreună? Da, te rog. Nu contează unde mă duci atâta timp cât sunt cu tine. De câți ani ești în București? Bună întrebare. De mult timp. Câți ani? Eu te-am întrebat câți ani, de când? De când? De 20 de ani. De 20 de ani. Perfect, am șuș. Câți am, mă? 5 anișori am aici. 5 anișori. Dar nu-mi place, nu mai vreau. De ce? Păi, mai frumos la patria mea, mamă, pe acolo, pe la Prahova. Ai curbe, cu B, cu V. Dar aha, merge să te dai pe ele. Să mă duci pe mine, acolo neapărat. Hai că e cu verde. Dă-i cu semnal, dă-i tare, schimbă banda, haide. Roger. Așa, mă, tată, stai ușor, unde te grăbești așa, unde te duci? Nu vezi că e blocat în față? Te țip? Da. Te țipă? Da. Alea. La ce dai, bă, semnal, bă, la ce dai semnal? Nu eu, motocicleta. Ce? Motocicleta, ia de una singură. A, da? Te-a sărit semnalul, a? Da. Da, leu, bă, și-am zis să facă motociclete, dar nu în stil BMW, mă. Dar? Ce e asta? Păi la BMW-ul ori sare semnalul, ori nu ai deloc. Una din două. Să știi că nu mă bag între mașini cu tine, că mi-e frică. Dacă mă dai jos. Promit să nu. Facem stânga aici? Hai să facem aici. Facem. Orr. Să-l salut pe băiatul ăla acolo, că stă degeaba, uite, se uită la noi. Salut, salut. A dat în cap. Nu, nu-l ridica mâna, că a dat doar din cap, nu-l salut mai mult decât te-a salutat el. A ridicat și el mâna după aia. Păi, dar el a dat în cap, tu nu trebuie să-l salut mai mult decât te-a salutat el. Aaa, mă scuz pe mine atunci. Ce, mă, te dai tare, mă? Sunt cu minte. Auzi, am o chestie foarte inteligentă. Te crezi inteligent? Câteodată. Zim explicația științifică a butonului roșu de pe mânerul din dreapta motocicletei. Păi, ăsta e vreun hint? Vrei să-mi faci ceva? Nu. Păi, îi taie contactul, pur și simplu. Nu, mă, băi, științifică, mă. Butonul roșu, reset. Ai văzut că indienii au aici un buton roșu? Ăla e butonul reset, ăla de mijloc cu frunții. Eu înțeleg că dacă apeși pe el să oprește motocicleta, întrebarea este ce se întâmplă dacă ții sfântul 5 secunde apăsat pe acel buton. Hai să încercăm. Nu știu să-ți dau un răspuns.
Să modifică în bicicletă? Ce, îi dă reset la bicicletă? Posibil. Ia uite, am uitat să mă leg curelușa la cască. Oh, ce trist. Dai că e verde, ne claxonează ăștia. Unde ești, mă? Unde ești, mă? În spatele aici, tău, e intermitent. Ai grijă? Da, da, da. Dă-i, 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 dă-i. Ne dăm pe dreapta, cică. Bagă-te. Ia, vin o să te văd. Ia, ia. Ia. Să trăiți, șeful, domn comandant. Domn comandant motorider. Ce te uiți, mă, așa? Uite-te, mă, la drum, mă. N-am putut să mă abțin. Băi, așa te-am văzut la școală. Ești foarte sexy. Uite, fundulețul. Aoleu. Nu mai dorm la noapte. Îți plac fundurile, a? Da. Alea pe care tai pâinea. Ce? Ăla este fund, de fapt. Ăla pe care tai pâinea. Bă, uite, vezi că aici sunt denivelări din astea de tiruri. Dacă te ajută suspensia, e bine. Pe mine dar nu știi prea. Care, știi care e faza? Pe aici nu trec tiruri. Da. În ce viteză ești? Într-a câta? A doua. Tu? Da, să fiu și eu într-a doua. Eram într-a treia, n-ai bine. Aoleu. Hai că e portocaliu! Dă-i, dă-i, dă-i. O să prindem roșu. Eu ce să duce ăla cu scuterul, băi? L-am văzut, ia, hai, e fâșneț. Hai mă la semafor, hai. Hai peste el. Hai de aici. Ia să vedem, ne salută. Fia, pe pariu, mă, că ne face, mă, ăsta cu scuterul. L-am salutat de două ori, o singură dată mi-a răspuns. Hei, dă-i, dă-i. Ce nebun. Unde ești, mă? M-am ascuns. Hai, treci pe bandă aici. Ești rău. Te ascunzi de mine, de ce, se frică? Pare așa un om de care ai fi intimidat. Mai ales cu geaca asta neagră așa de motociclist rebel. Dă-te o leacă mai în spate, că nu te văz. Nu te văz cu ochii. Ai venit mai în față. Sunt paralelipiped cu tine acum. Și că sună unul odată la Pentagon și zice: alo, Pentagonul, și să răspunde, nu, aici patrulaterul. Ia, căci că aici ne îndreptăcim, facem dreapta. Dar nu cred că pe aici, nu? Am greșit. Ei, ne plimbăm, te am iert, intrat te la iert. Ia, ia, io, io. Salut, ce motor frumos, salut, salut. Salut, salut, băiatul. Și că să merge pe aici. Fă da, dreapta, dă-i semnal, dă-i semnal, repede, dă-i, hai, hai. Te-ai speriat. Bă, dar stai numai în unghiul mor, mă. Ok. Hai să stau în unghiul viu atunci. Ia uite culoare aici în față pe mașina asta. Hai, ce culoare e asta? Ia zi-mi și mie. Mov albastru, perlat, cameleon, metalic, de toate. Le treci pe toate în talon, a? Cam da. Hopa, hopa, până în zori, când te văd, mă, trec, fiori. Te rog, mai cântă-mi, că-mi place. În sensul giratorului nu se cântă, se merge. Se dansează. Asta a fost inițierea. Inițierea, da. Că doar Motorrider s-a învârtit de 26 de ori într-un sens giratoriu. Păi n-am amețit și am explicat importanța sensului giratoriu și nu, de fapt, nu importanța, că importanța o știm cu toții, fluidizarea traficului. Dar am explicat cât de periculos este el pentru motocicliști, în timp ce era să cad. Am înțeles. Aici, că iară, pe aici. Ia uita-l, ia! Unde duce drumul ăsta? Hai și noi. Da, mă, ce ai, mă, că îi dă, ia ce îi dă. Îi dă cu Tesla, unde îi dă cu Tesla? Salută oamenii. Salut, brother. Așa, bravo. Ci că e interzis în dreapta, bă. Cum, bă, să fie interzis? Cam da, așa arată. Păi da, interzis de ce? Că văd că ăștia stau pe aici. Și eu am crezut că mă duci la grădina zoologică. N-am bani. Mamă, am făcut ilegal, ești nebun? Nu mai zi la nimeni.
Fii atent că poate dăm de căprioare pe aici. Nu, nu, nu. Sper să nu. Da, bă, dacă dăm de urși, ce naibii facem pe aici? Am eu niște mâncare de pisici la mine, dacă e ceva. O folosim ca momeală și noi o rupem la fugă. Da? Da. Sunt pregătit pentru orice tip de eveniment. Ia uite, bă. Ia uite, bă, ce drum, bă. Îți place, bă? Îți place? Da, e frumos. Nu te mai aduc. Vezi, băi, unde mai vezi tu așa vegetație frumoasă? Mai răruți pe aici. Păi, vezi ce frumos? Ia uite ce frumos. Ia uite și în stânga, încolo. Mamă, mamă. Dau cu capul, dau cu capul. Ia. Ia, 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 ia. Sare, sare. Opa. Sare, sare. Opa. A, gata, uite, în dreapta aeroportul. Gata, mă, știu. Băi, nebun. Dacă nu știu eu. Era un drum secret construit de Ceaușescu. Da, sigur că da. Îi plăcea foarte mult pe aici printre stufișurile astea. Ia uite ce a pus frumos. Cine a pus? Soarele a pus. A pus razele, a pus pe noi. Razele pe noi. A pus razele pe noi. Ce metaforă interesantă. Ce, mă, numai tu ai de-aia? Ia, mă, uite, unde e, mă, aici. Uite. Așa, ori suntem piloți, ori nu. Chiloți? Piloți! Cu pândă la pilotă. Așa. Chilotă. Hai, mă, de unde vii așa spre motocicletă? Ne-am dat dreco. Ne-am dat dreco, Star Recording. Tehnologia asta. Nu ne mai place, nu ne mai place. Oh, ia uite ce cuplu are bulldog-ul ăla. Aș mai încerca o dată. Mă gâdilă ca gula, băi. Ce mi-ai făcut, mă, la cablul de ambreiaj, că parcă are joc mai mare. L-am dat cu salivă. Nu am făcut nimic să te sabotez. Băi, unde m-ai adus, frate? Băi, nu știu, am dat pe ăsta, pe GPS. Am dat Disneyland București. Disneyland București? Da. Oare să iese pe aici? Putem să încerc. Nu, acolo pare o pădure în care apare unul cu un fierăstrău sau o bormașină, o ceva de genul. Am văzut numai cerculețe de alea pe aici. A, noaptea asta fac eu. În loc să dorm, după ce editez, vin și fac cerculețe cu motocicleta, că n-am ce face acasă. Ai grijă la asta în stânga, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ai grijă, ai grijă. Si, senior. Păi, uite, mă, să mai iese pe aici. Îți încape motocicleta? Da, sper. Zici tu? Cred. Vezi, ai grijă la cuțu. Am. Ia, în cap. Hai da. Hai că a mers. Ia, să vedem la mine. Hai că e slăbuță, Cici. N-am mâncat gras. Cici o cheamă, apropo. Cum? Pe a mea, Cici. Mai registrează asta la mine? E LED-ul roșu? Da, e LED-ul. E LED-ul. Bă, decapotat. Ia uite, bă. Ia uite aici. Ce decapotat e, bă. N-a avut bani și de plafon. Na, după cum își permit. Îmi place. N-am văzut niciodată la Mangalia, dar îmi place acolo, mai merg. Bă, m-ai făcut pe tine, frate. Bă, dar mai vorbim și noi cu subscriberii ăștia, că noi vorbim între noi, dar cu ei n-am vorbit deloc. Nu? Hai să le zicem ceva. Nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motorridershop.ro. Vezi că ai bandă de fugă? Aici dă-i, aici să-i dai, nu acolo. Salut, brother-e! Brother, era brother-ul nostru, dar era în pantalon scurs, brother-ul.
Se ducea la Costinești, acolo unde am zis eu, la Gogoș. Dacă mai ajungem pantalon scurs, că se dizolvă pantalonii aia pe el până acolo. Bă, ce răi suntem, bă, suntem niște hater, bă. Păi pe bune, mă, frate, fiecare merge cum vrea el până la urmă, știi? Noi promovăm ce promovăm, echipamentul și mersul sinuos, nu? Mersul normal. Dar fiecare alege și merge cum vrea, știi, până la urmă. Pana mea, și eu am mers în pijamale pe motocicletă. Să fiu sincer, aveți videoclipul pe YouTube. Dar pe sub pijamale am avut, ce am avut? Chiloți. Pe lângă chiloți am avut? Izmene. Ce am avut, mă? Protecție. A, mai mă, protecție. I believe I can fly. Băi, 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 nu fără mâini, că s-ar putea și fără dinți. Bă, I believe I can. Pune mâna, bă, ghidon. Ai grijă, mamă, la câini. Ce? Ai grijă la Zorel. Mi-am găsit mâncare pântre dinți de azi de dimineață. Aoleu. De ce, aoleu? Păi, mi-ai făcut poftă acum. Ce-am făcut poftă? Îți dau și ție. Fac eu încheierea sau o faci tu? Fă tu ca să învăț. Să înveți? Fii atent. Dragilor, mergeți la el pe canal. Care e canalul tău? DJ pe două roți. DJ pe două roți. Abia și-a înființat canalul. Nu cred că a pus niciun videoclip. O să-l pună pe asta în sfârșit. Ba da, da, ba da, ce crezi, am niște mixuri muzicale cu material moto, cu plimbările pe care le-am făcut în jurul României. Super mișto, dar spune oamenilor, spune-le oamenilor de ce ți-ai numit canalul DJ pe două roți, că ești pe două roți, dar n-ai nicio masă de mixaj pe motocicletă. Încerc să fac rost de niște keys ceva, niște centuri, ca să pot să mixez în timp ce merg pe motocicletă. Ești în spatele meu, da? Da, boss. Da, boss. Revenim la ale noastre. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la sfârșit și ați rezistat până acum la toate glumele astea proaste pe care le avem și le-am avut și o să le mai avem în continuare, pentru că planul nostru este să facem foarte multe dual vloguri anul ăsta. Spuneți-ne acolo în comentarii dacă vreți să mai vedeți genul ăsta de vloguri. Nu uitați să fiți și voi un Motorider de pe www.motoridershow.ro. Până își face și DJ pe două roți site, să-l spunem și pe ăla. Dar până atunci le mulțumim sponsorilor noștri de la inmișcare.ro pentru că au făcut posibil acest videoclip. Stai mai încet și nu-i mai da atât de tare. Sorry, asta, sorry. Bravo, 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 foarte bine. Pentru că benzina aproape s-a terminat. Eu am fost Motorider, Motorider cu R la sfârșit, Motorider. El a fost DJ pe două roți. Până data viitoare, Motorider și DJ pe două roți. Pentru tine, mai bine, pa!